27 iulie, ioan 13 cu 1. Înainte de praznicul paștelor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Isus Domnul știuse că ceasul lui a sosit, ca să suferi și apoi să meargă iarăși la Tatăl, care de fapt l-a trimis în lume. El a iubit credincioșii săi până la sfârșit. Ce scump este acest cuvânt? Iubirea, dragostea omenească sau ceea ce numesc oamenii iubire, durează deseori doar atâta până când celălalt se comportă așa cum am dorit. Dar când ne dezamăgește, atunci dragostea se termină sau se transformă pur și simplu în ură. La Isus este cu totul altfel. El rămâne credincios și atunci când noi devenim necredincioși față de El și continuă să ne iubească chiar și atunci când îl dezamăgim. El ne iubește până la capăt. Ce slavă, ce mânghiere, ce adăpost minunat avem în această frază. Domnul știa ce are să-i se întâmple. El știa că Iuda îl va vinde, că Petru îl va tăgădui și ceilalți toți îl vor părăsi. Dar el i-a iubit mai departe, i-a iubit până la capăt. Acest capăt poate fi trist, ca și la Iuda, și poate fi fericit, ca și la ceilalți ucenici, fiindcă el i-a iubit până la capăt. Ce dragoste minunată! Dar să nu avem o părere greșită spunând că pot face orice, fiindcă mă iubește și nu mi se poate întâmpla nimic, ar fi o concluzie greșită. Dar noi putem ști că Isus, care ne-a iubit așa de mult, încât și-a dat viața pentru noi, ne iubește tot timpul, indiferent de împrejurări. Cu dragostea lui ne va conduce până la capăt. Nu te faci aceasta plin de bucurie și mângâiere? Bucură-te de dragostea lui. Nu crede dușmanul când spune, Domnul nu te mai iubește. încrede în dragostea Domnului Isus care te iubește până la capăt. Dragostea lui Isus ne este sigură. Dar care e atitudinea noastră? Și noi îl iubim până la capăt sau am terminat-o cu fidelitatea față de el? Iubim și pe frații și surorile noastre până la capăt sau îi părăsim la prima ocazie când ne vedem înșelați și dezamăgiți? Isus vrea să ne păstreze dragostea și credincioșia lui până la capăt, dar vrea totodată să producă o asemenea dragoste și în inima noastră încât prin noi să poată iubi oamenii până la capăt.